Oradea, unul din cele mai frumoase orașe ale țării, nu o spun eu, ci miile de turiști ce vin aici an de an. Un oraș cu o istorie bogată, cu cetate, cu biserii superbe, cu un râu ce traversează orașul, cu un centru colorat, pe scurt, un oraș de vizitat. Dar unde te cazezi când vii aici? Ei bine, am luat la analizat site-urile Booking și Airbnb să descoper cele mai frumoase apartamente de închiriat în regim hotelier și am găsit două locații, una mai frumoasă ca alta. Salutare dragilor, sunt în Oradea pentru câteva zile, profit de ocazie să filmez orașul și nu numai. O să testez și locuri de cazare. De data asta, apartamente de închiriat, iar data viitoare, hoteluri recomandate. În acest clip mă voi caza într-un apartament luxos, ideal pentru cei ce vin fără copii și vor să petreacă o noapte în cel mai romantic mod posibil. Într-un apartament și clasic și modern în același timp. Așadar, acestea sunt propunerile mele din Oradea, să-i dăm drumul la clip. Prima locație din acest clip este un apartament ultracentral situat la doar 100 de metri de Teatrul de Stat și strada pietonală cu magazine și restaurante. Este situat într-o clădire monument istoric, Casa Kolozsvári, un bijutier celebru al secolului trecut. Aceasta este casa, iar apartamentul în care voi sta este situat la etajul al doilea. Locația, la prima vedere, pare senzațională. Îmi place ceea ce văd aici. O cameră dublă, o cadă freestanding pusă în mijloc, o oglindă imensă și un fotoliu lângă. Dacă vii cu partenerul, ei bine, tu faci baie, iar partenerul te privește de pe fotoliu. Tot aici avem și un televizor mare. Poți sta în cadă, relaxat, să te uiți la un film. Iar oglinda mare din spatele căzii te ajută să observi toate detaliile, mai mult sau mai puțin intime. Iar pentru o baie de calitate, ai la dispoziție uleiuri, săruri de baie și spumant. Fiind o cameră dublă, în partea opusă se află dormitorul. Un pat mare, stil baldachin, cu perdeluțe, perne pufoase și lumină ambientală roșie. Sau puteți alege o altă culoare folosind această telecomandă. Pat mare, matrimonial, king size, două noptiere interesante, cuveioze, avem aer condiționat, candelabre pe tavan și o interesantă canapea unde se poate sta. Sta? Da, se poate și sta. Iar lângă, o mică masă pentru machiaj. Avem și bucătărie complet echipată cu tot ce trebuie pentru a servi masa. O masă cu două scaune, un cuptor, o plită electrică, un expresor, o cafetieră, un toast, chiuveta și un mic frigider. Și ultima încăpere, baia oficială, ce v-am arătat un pic mai devreme, această cadă de mijloc, este baia îndrăgostiților. Și aceasta este baia oficială. Un duș de tavan, însă, din păcate, nu are și duș de mână. Nu prea mă împac cu acest tip de duș, chiar dacă faci un duș scurt, revigorant, trebuie să te uzi la păr. Avem o chiuvetă, un vas de toaletă și un uscător de păr. Iar lângă chiuvetă, diverse produse pentru baie. Iar acum, partea mea preferată din acest gen de clipuri, testarea patului. Pentru mine, asta contează cel mai mult. Cum și în ce condiții dormi. O saltea bună, simți că te scufunzi așa în ea. O pernă moale,
Se stă bine în acest pat. O altă chestie ce mie îmi place foarte mult, de jur împrejur avem numai ferestre. Însă, într-un astfel de apartament e păcat să te uiți pe geam. Te poți uita din pat direct la partener sau parteneră, cum face baie. Iar apropo de uitatul pe geam, acest apartament are un atu spectaculos. Acest apartament are o terasă senzațională. Haideți să vă arăt. Practic o priveliște pe două laturi. Aici strada pietonală cu restaurante, terase, iar pe latura cealaltă o altă stradă pietonală. Momentan se află în reabilitare. A sta aici pe terasă, la o țigare sau o cafea după somn, este poate cea mai bună idee de a te relaxa. Am dormit foarte bine, m-am odihnit și am desfăcut perdeluțele de la baldachin. Pot spune că e o experiență interesantă să te simți așa înconjurat de perdele albe. Fără îndoială, acest apartament se adresează cuplurilor. Aici puteți avea parte de o experiență romantică completă. Îmi place acest apartament, vi-l recomand. Lucruri pro. În primul rând, locația este super central. Interiorul arată de vis. Este curat, modern și ai tot ce trebuie pentru a petrece o seară romantică. Lucruri contra. Ei bine, tocmai pentru că este ultra central, în timpul sezonului turistic poate fi gălăgie. A doua chestie, experiențele frumoase se plătesc. Nu este un apartament ieftin. Și a treia chestie, poate părea o banalitate, însă mie nu mi-a plăcut. Nu am duș de mână. Nu vreau de fiecare dată când fac un duș scurt să mă ud la păr. Dar, trăgând linie, acest apartament îl recomand. Este ideal pentru o experiență de neuitat. Eu o să mai rămân un pic pe aici pentru că vreau să am parte de un moment de relaxare. A doua locație, un apartament micuț situat tot în Piața Ferdinand, peste drum de teatru. Apartamentul se află la etajul 2. Am intrat. În față este un hol de trecere, apoi se deschide bucătăria. O bucătărie cu o combinație interesantă, și tradițional, și rustic, și industrial. De ce vă spun acest lucru? Păi, în loc de faianță, avem cărămida originală a casei. Apoi avem un mobilier cu o culoare ce imită culoarea lemnului natur. Iar în partea de sus avem sistemul de ventilație, exact ca într-o hală industrială. În bucătărie avem o plită electrică, un cuptor, o chiuvetă, bineînțeles, și un frigider. Iar pentru a lua masa, avem această măsuță. Și din bucătărie puteți ieși afară pe balcon. De aici se poate vedea toată strada pietonală Calea Republicii. Iar primul apartament prezentat este în acea clădire la etajul 2. În partea opusă aveți o priveliște către Crișul Repede. Din bucătărie se intră către living. Livingul este o cameră imensă, foarte, foarte înaltă. Iar pentru că înălțimea camerei permite, s-a optat pentru construirea unui mic dormitor aici, în partea de sus. După cum vedeți, această locuință nu are calorifere. Asta datorită faptului că există încălzire în pardoseală. În living avem așa o zonă de stat, de odihnă, avem un televizor,
două ferestre imense, o lustră interesantă construită dintr-o grindă de lemn prinsă de tavan. Ca spații de depozitare avem o comodă TV, un dulap și un dressing generos situat sub dormitor. Merg acum către micul dormitor. Accesul către dormitor se face urcând această scară. Și am ajuns în dormitor. Am urcat până pe ultima treaptă. Dacă mai fac un pas, ei bine, lovesc tavanul cu capul. Eu am 1,83-1,84, dacă vine cineva mai înalt, s-ar putea să aibă o problemă. Aici sus, în dormitor, avem o comodă și patul. Iar de sus, vedem livingul. M-am așezat pe pat pentru că înălțimea nu-mi permite să stau drept. Practic, acest apartament este de fapt o garsonieră în care zona de somn s-a despărțit. Patul pare ok, salteaua este cu spumă, iar pernele sunt foarte, foarte moi. După ce că spațiul este foarte îngust, patul mai are o ramă de vreo 10 cm de lemn de jur împrejur. Iar accesul pe lângă pat se realizează foarte greu. Și ținând cont că nu avem nici măcar înălțimea necesară pentru a sta drept, acest lucru poate crea un adevărat disconfort. Cu alte cuvinte, era ideal ca patul să nu aibă această margine. Dar ăsta nu este un impediment. Eu personal cunosc o grămadă de persoane ce adoră o astfel de împărțire a camerei. Mergem acum către ultima cameră, către baie. Aici este baia. O baie spațioasă, curată, cu o cabină de duș destul de mare, iar bateria de duș are mai multe funcții. Pot spune că baia are fix ce trebuie. O mașină de spălat rufe, un vas de toaletă, o chiuvetă și diverse articole de toaletă. De fapt, cred că lipsește ceva, un freon, necesar pentru cei cu părul mare. Dar, trăgând linie, este un apartament ce vă oferă strictul necesar pentru a petrece un sejur în Oradea. Bună dimineața! Am dormit foarte bine, m-am odihnit, într-adevăr, patul este foarte bun. În timpul nopții nu au fost zgomote, dar dimineața, pentru că acest apartament este în centrul orașului și centrul orașului Oradea este în reconstrucție, au fost ceva zgomote. Muncitori ce țipau, dar aceste lucrări, bineînțeles, se vor termina în curând, pentru că centrul este aproape gata. Spun aceste lucruri pentru cei ce au un somn mai fin și tresar la cel mai mic zgomot. Pe final vă spun, îmi place acest apartament și poate fi o alegere în a petrece o mini-vacanță în Oradea. Lucruri pro, este central, este la un preț bun și aveți balcon. De pe balcon puteți vedea strada pietonală. Lucruri contra, bineînțeles, dormitorul este foarte mic. Patul are acea bară de lemn incomodă. Și cam atât. Per total, recomand acest apartament. Acestea sunt, după părerea mea, cele mai inedite locuințe în regim hotelier din Oradea. Altele nu știu. Vă întreb acum pe voi, care din cele două v-a plăcut și de ce? Mie mi-au plăcut amândouă, aș reveni cu drag oricând, când îmi va permite bugetul și în funcție cu cine vin. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final și nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume, iar eu pentru asta vă mulțumesc. În caz că știți și alte apartamente la fel de frumoase, aștept mesajele voastre, dar și hoteluri pentru un viitor clip. Până data viitoare, de aici din Oradea, vă spun la revedere! Trebuie să testez pendelete toate aturile apartamentului romantic. Trebuie să mai vin o dată.
A fost o frumoasă experiență inedită, baie în cadă, dormit în baldachin, dar parcă a lipsit ceva. Da, parcă a lipsit ceva ca experiența mea să fie incendiară. Dar ce a lipsit? Am senzația că mai trebuia să fie ceva.